fie funcția f, prima chestiune, f definită pe r, cu valori în r, având lege de corespondență, rețeta, da, după care facem imaginea, x pătrat minus 2 ori x plus 3. Calculați modulul numărului complex. Nu, calculați f de 1. Calculați. Ăla e altă x, dar calculați. F de 1 plus f de 2 plus puncte, puncte, plus f de 10. Te-ai gândit un pic la el? Păi era un tip, adică ar arăta ca un tip de sumă Gauss. Ce înseamnă? Suma Gauss era 1 plus 2 plus 3 până la un anumit, de exemplu, plus... Așa se întâmplă? Dar nu, cred. Adică dacă am face F de 1... Nu știm cât să facem F de 1, F de 2, F de 10, nu, să vedem cât este, da? Da. F de 1 putea fi. Poate să scrie... N-ai încât încercați găsiți rădăcinile? Nu. N-ai încercat, da? Deci, ce numere adunate să facă 2 și mulțite să facă 3? Adunate să facă 2. 2 e suma și mulțite să facă 3. Nu prea sunt, nu? Nu. Sunt numele acestea, dar nu sunt așa ușor de descoperit. Minus 3 numele... și 1, că e minus 2 acolo. Minus 3 plus 1 fac, păi 2. A... Formula este x pătrat, minus este x, da, plus p, da? Da. Deci nu le pot. Dacă încercați să găsim rădăcini, cât ar fi? X1, 2, egal cu 1. 1 plus minus radical din 1 plus... 3. Nu, minus a, ce? Minus 3. Supra a, supra 1. Și face 1 plus minus radical din minus 2. Casa sunt complexe, nu? Da. Și face 1 plus minus i radical din 2. Deci 1 plus minus i radical din 2. Păi să încercăm, încercăm să facem. E de 1. E de 1 facem. 1 minus 2 plus 3. Și egal cu 2, nu? 2, da. 1 și cu 3, 4, minus 2, 2. 2. F de 2. Face 4 minus 4 plus 3. 4 minus 4 plus 3. Face 3. 3. F de 3. 3. 9. 9. Minus 6 plus 3. Minus 6 plus 3. Și cât face? 9 minus 6, 3 plus 3, 6. 6, da? Da. E de 4. Va fi 16 minus 8 plus 3. 16 minus 8 plus 3. 11. 11. F de 5. 25 minus 10 plus 3. 18. F de 6. Dar trebuie să fie vreo șmecherie, nu-mi place cum lucrează. Adică... Hai să vedem așa, să-l surprindem pe F de X. Egal cu x pătrat minus 2x plus 1, x pătrat minus 2x plus 1, și plus 2. Și ar face x minus 1 la pătrat plus 2. N-așa face? Da. X minus 1 totul la pătrat plus 2. Care e mai ușor așa? Hai să facem acum f de 1. Deci f de 1 cât ar face? F de 1 egal cu? 1 minus 1, 0 la pătrat. 0, 2. 0 și 2. F de 2. 1 plus 2, 3. 1
la pătrat, lăsăm acolo, la pătrat plus? Da. Aici să zicem 0 la pătrat plus 2, da? Da? Plus 2, da? F de 3. F de 3 va fi 2 la pătrat. 2 la pătrat plus 2. 2. F de 4. 3 la pătrat. 3 la pătrat plus 2. F de 5. 4 la pătrat plus 4 la pătrat plus 2. F de 10. Și așa mai departe, F de 10. Ar să fie 9 la pătrat plus 2. Și atunci suma S este egal cu F de 1 plus F de 2 plus puncte, puncte plus F de 10 ar fi cât? 0 la pătrat plus 1 la pătrat plus 2 la pătrat plus 3 la pătrat plus puncte, puncte plus 9 la pătrat. Totul. Și plus de al de 2 câți? Plus 10. 10 se dea. Da, 10. La 1 cu 1. Plus 10. 10 ori 2. Ei, acum să-și vedem cât este suma pătratelor. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus 9 pătrat. Suma pătrat. Suma simplă, știm, nu? Ies 1. Ies 1. Care e 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus N. Cu cine este egal suma asta? N pe N plus 1 pe 2. N pe N plus 1 pe 2. Ies N, da? Prima. Da. Ies N 1. Ies N 2. Adică pătrat, 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus puncte, puncte plus N pătrat. Știi cu cine este egal? Ridicăm aceea la pătrat? N pe N. Dar pe unde doar poate e mult acolo. Doar nu-i fiecare la pătrat. Nu e un produs. E suma... suma asta, dacă duc pe prima la pătrat, deci, într-adevăr, se cheagă acolo. Dar și unde? Doar până la partea, doar până la partea, până la partea. Ai acolo mult. Până la al doilea, până la treia, al doilea, până la partea și mai departe. Trebuie să știm, să vedem cu cine este formula asta. Știi, dacă... Acum am putea munci. După 4 și cu 9 și cu 16 și cu ce muncim. Până la 8 și găsim suma. Dar dacă ar fost... Nu la F de 10 s-ar fi oprit. Dacă s-ar fi oprit la F de 100, ne obligați să știm suma pătratului, cum știm suma numerelor simple și suma pătratului este o formulă. Dar nu ne mai aducem aminte. Așa e? Așa e. Așa e. Și am făcut-o. Într-un an din lecție am făcut-o. Da. Era în perioada aceea când nu mi-a acordat atenție. Da? Am făcut-o împreună, aici. Cum am făcut-o? Uite, hai să facem pe prima sumă. Gauss cum a făcut-o? Ții minte? De unde eu știu cel că e netel, că ne-a pus 1 pe 2? N plus 1 termen. Sunt de la 1 până la N, sunt N. Dacă plecam de la 0. A, da. De la 1 până la N, sunt N termen. N a luat primul cu ultimul. Da. După aceea, al doilea cu penultimul, al treilea cu antepenultimul și a observat că dădea... Același lucru. Același lucru. Și atunci s-a întrebat câte echipe de astea. Sunt jumătate din câte sunt, da?
Deci, de aceea, unul n plus 1 și-o mulțit cu jumătate din câte numere sunt. Cu da. Nu pe 2. De acolo este răspunsul. E să vezi din alt mod. Hai să ridicăm binomul K plus 1 fructul la pătrat. Egal cu. K plus 1 la pătrat egal cu. K plus 1 la pătrat egal cu K plus 1. Asta e adevărată pentru orice. K. Da. Da. Pentru orice K e adevărat asta. Pentru K egal cu 1 cât ar veni? Pentru K egal cu 1 ar veni... 2 la pătrat egal cu 1 la pătrat. Plus 2 ori 1 plus 1. Pentru K egal cu 1, K egal cu 2, rezultă... Ar veni 3 la pătrat. 3 la pătrat egal cu 2 la pătrat plus 2 ori 2 plus 1. 2 ori 2 plus 1. Pentru K egal cu 3, am avea... 3 la pătrat. Nu 3, 4. 4 la pătrat. 4 la pătrat este egal cu 3 la pătrat plus 2 ori 3 plus 1. 2 ori 3 plus 1. Și mai departe. Pentru K devenind N, vom avea K egal cu N, vom avea N plus 1 la pătrat egal cu N pătrat plus 2 ori N plus 1. Asta pentru K egal cu N. De acord, da? Da. Ei, dacă tragem linii și le adunăm pe toate relațiile astea, obținem în stânga 2 pătrat plus 3 pătrat plus 4 pătrat plus puncte bune. Plus M plus 1. M plus 1 la pătrat. E cam cu. 1 pătrat plus 2 pătrat, cum așa vine? Da. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus puncte bune plus M pătrat. Plus 2 pe lângă. 2 pe lângă. 1 plus 2, că am dat pe 2 în față. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus iar. Și plus, dar de 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, de câte ori 1? De iar ori. Adică plus iar. Ce observăm? Cine este în fața 1 plus 1 la pătrat? N. N pătrat. Și atunci bucata asta de la 2 până la N pătrat, o vedem și aici, la 2 la N pătrat. Este aceeași bucată, vezi? Da. Stânga-dreaptă. E adevărat? Da. Și atunci o tăiem. Dacă de o parte doar tăie ca lui, o tăiem. Și ne rămâne ce? N plus 1 totul la pătrat. N plus 1 totul la pătrat. Este egal cu 1 plus și cu n ăsta, n plus 1, okay? N plus 1 plus 2 pe lângă, 2 ori? 2 ori n plus 1 pe 2. 2 ori 1 plus 2 plus 3 plus n, chiar suma pe care trebuie să o demonstrăm. 2 ori ies 1. Da. 2 ori ies n 1. 1 sus. Că e prima sumă acolo, da? Da. Am luat așa. 2 este N, 1. Atunci, hai să calculăm. Deci, 2 este 1, deci rezultă de 2 este N, 1. Egal cu N plus 1 totul la pătrat. Minus N plus 1. Aș putea scot un N plus 1 în factor. Că da. E pătrat de acolo, nu? Da. Și egal cu N plus 1. Pe lângă N plus 1. N plus 1 minus 1. 1 plus 3. N pe lângă N plus 1. Și dacă face N pe lângă? Și SN1 va fi N pe lângă N plus 1 supra 2. Deci rezultă de aici că SN1 egal cu N pe lângă N plus 1 tot pe 2. Iată, demonstrat matematic, da? Da. Adică fără observația lui Gauss acolo. Ci plecat de la binom K plus 1 la pătrat, e adevărat pentru orice K, 1, 2, 3 până la N, le-am scris, le-am adunat membru cu membru și ne-a ieșit formula foarte interesant. Acum, ca să găsim pătratele, de unde să plec eu? Dacă pentru suma simplă am plecat de la K plus 1 la pătrat, ca să găsesc
pătratele, suma a doua, trebuie să plec la capusul 1 la cine? La a treia. Da. Un pas mai în față, da? Da. Ia să vedem ce se întâmplă. Să scrie formula, capusul 1 totul la a treia, cine ar fi egal? Ce am avea? Capusul 1. Spune tu. Totul la a treia. Egal cu? Plus 3 ca pătrat, plus 1, da? Da. Și zicem, pentru K egal cu 1, ce devine? K egal cu 1, rezultă 2 la 3. 2 la 3, egal cu 1. Egal cu 1 la 3, plus 3 ori 1. 3 ori 1 la pătrat. 3 ori la pătrat, plus 3 ori 1, plus 1. Plus 1. Pentru K egal cu 2? 3 la 3. 3 la 3, egal cu 1. 2 la 3. Plus 3 ori 2 la 2, plus 3 ori 2 plus 1. Așa, pentru că e egal cu 3. 4 la 3, da. Egal cu 3 la 3, plus 3 ori 3 la 2, la 2, da. Plus 3 ori 3 plus 1. Plus 1. Și așa mai departe. Pentru că e egal cu 1, avem. N plus 1 totul la 3. N plus 1 totul la 3. Egal cu? Egal cu N la 3. Da. Plus N ori... 3 ori. 3 ori. N la 2. N la 2. 3 ori și N. 3 ori N. Plus 1. Plus 1. Hai, diminuim și la bună și obținem. Membru stâng. 2 la 3 plus 3 la 3 plus 4 la 3 plus puncte puncte. Plus N plus 1 la 3, totul la 3. Egal cu? 1 la... Egal cu 1 la 3, așa. Plus 2 la 3, plus 3 la 3, plus puncte pentru plus N la 3. Plus 3 pe lângă 1 la 2, plus 2 la 2, plus 3 la 2, plus puncte puncte, plus N la 2. Da. Plus 3 pe lângă 1, plus 2, plus 3, plus puncte, puncte, plus N. Și plus N. Plus N. Avem de la 2 la 3 până la... În fatele N plus 1 la 3. Așa, 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 N la 3. Corect. Și atunci, acea parte se va reduce. Da. Așa. Și rămâne N plus 1 tot la 3. Da. Egal cu 1. 1 și cu N, N plus 1. N plus 1. N plus 1, plus... Plus 3 pe lângă suma SN2. Suma după care umblă. Da. Este N2. Plus 3 ori... Ori SN1. Care o știi? Da. 3 ori N pe lângă N plus 1 supra N2, nu? 3 ori N pe lângă N plus 1 pe 2. Și acum... Să căutăm la 3 S N2, să lăsăm. Să zicem 3 S N2, suma care mă interesează, este egal cu N plus 1 la 3, nu? Minus N plus 1, minus 3 pe lângă 3 pe lângă 3 ori N pe lângă N plus 1 pe 2. 3 N pe lângă N plus 1 totul pe 2, nu? Da. Și egal mai departe. Observăm că avem un N plus 1, putem să spargem un factor comun. Da. Deci vine N plus 1. N plus 1, pe lângă N plus 1 totul la a doua. N plus 1 totul la a doua. Minus 1. Minus 1. Minus 3N pe 2. 3N pe 2. 2. Și egal mai departe cu N plus 1. Aducem la același corect. Desfac
frumos. Paranteza acolo. Da, deci pe lângă nu pătrat. Nu pătrat plus 2n plus 1 minus 1. Da, să trebuia muncit cu 2. Hai să lăsăm așa de fapt, da? Minus 3n pe 2. Și egal cu n plus 1. N plus 1 pe lângă 2n plus 1. 1 cu 1 se redoc. Da. Și observăm că are și un n. Vrei să aducem la ce ajută? Hai să aducem. Da. 2n pătrat plus 4n plus 4n minus 3n totul pe 2. Și egal cu n plus 1 scoatem. Deci vine n plus 1 și un n a ieșit. Da. N plus 2n plus 2n plus 2 minus 3. 4 minus 3, 1. 2 e plus 1. Da. 2 e plus 1 supra 2. Și, deci, practic, este egal cu n pe lângă n plus 1, pe lângă 2 n plus 1, totul pe 2. N pe lângă n plus 1, pe lângă 2 n plus 1, totul pe 2. Asta cine este? 3 e n. Numai este n simplu. Este n. 2, la suma care am luat noi, trebuie să împărțim la 3 și vine n pe lângă n plus 1, pe lângă 2 e plus 1, totul supra 6. Iată că am calculat, am aflat acum, ies n1, o știam, n pe lângă n plus 1 pe 2, ies n2 este n pe lângă n plus 1 pe lângă 2 n plus 1, supra 6. Te lași pe tine să faci ISM 3. Da. Suma cuburilor. Adică vei trebui la capul 1 la 4, atunci aceeași tehnică, tot, da. tot. Și o să vedem ce rezultat vei avea. Acum, rezultatul acesta poate fi dovedit și prin inducții. Nu? Da. Deci, să se demonstreze că... Supra 6 acum. Supra 6, da. Supra 6. Însă, haideți să ne întoarcem la exercițiu, că ne-am îndepărtat de el. Din... nu așa că ne-am propus noi, dar pentru faptul că n-am vrut să spun în formula asta. Dacă se o spuneam, trebuie să o memorez. Da. Dar așa, acum, sper, făcând-o și am tu, pentru... ți-e clar de unde vine, cum o poți obține. Așa că, vei zice. Noi am avut acolo f de, f de 1 plus f de 2 plus f de 3 plus puncte puncte plus f de 10 egal cu, spune-mi tu cu cine era. 0 la pătrat plus 1 pătrat plus deci 1 pătrat plus 2 pătrat plus puncte puncte plus 9 la pătrat, plus 10 ori 2. 10 ori? 2. De 2 ori, de 10 ori de 2, da? Da. Și calcul. Păi suma până la 9, da. Când era până la el. Deci ar veni ies 2, ies 9, 2. Adică în loc de 9, ne punem 9. Da. Și faci 9, pe lângă 10, 9, 10. Ori? 19. Doar 18 ori 19. Supra 6. Supra 6 plus? Plus 20. 20. 6 cu 9. 6 3. Cu 9. 3. Și rămâne 12 cu 10. 5. Și va face 15 ori 19, nu? Da. 15 ori 19 plus 20. Asta este răspunsul. 285 plus 20. 305. Deci asta a fost exercițiu. Hai să vedem unde a fost chestiunea frumoasă. Să remarcăm ceva. Suma pătrată. Suma pătrată a fost una din ele. Dar și dacă ne-am fi dus el de... Fără să aranjăm pe x pătrat minus 2x plus 3 sub forma x pătrat x minus 1 totul la pătrat plus 2
n-ar fi fost atât de frumos, că am plecat pe ghișe, da. Ții minte. Și erau numere obținute la Andala. Da. Și a zis, nu-mi place. Nu-mi place. Și atunci am strâns pe x pătrat minus 2x. X minus 1 totul la pătrat, am luat un număr da, din 3. Da, l-am 3 ca pe 2 și plus 1, nu? Da. Și atunci am așezat mult mai frumos decât calculul efectiv. Da. Că eu, îndată, mi-am zis așa, bine, mă descurc la ghișițul ăsta. Da, da. Dacă m-ar fi dus suma aceea până la F100, ar fi fost imposibil să fac calculul. Nu? Da. Nu termina ghișițul ăsta, făceam o oră și ceva, două ore la el. Zic, trebuie să fie o șmecherie. Cred că ăsta e lucrul cel mai frumos. Faptul că m-am gândit să strâng pe x pătrat minus 2x plus 3 ca un pătrat, perfect, și plus 2 acțiune. Da. Și când fac FD fiecare, să e o sumă de pătrate. Ăsta e momentul frumos. Da. Și dacă nu știi suma pătratelor, iarăși rămâi acolo. Atunci ce faci tu ca elev? Neștiind suma, te duci acolo și muncești. FD1, FD2, FD3, cum am plecat noi în prima fază. Da. Da? Deci rămân aceste lucruri frumoase care trebuie să le... Elevii s-au împărțit în două categorii care au fost utilizate ăsta. Unii care s-au prins de poantă și au scris pe x pătrat minus 2x plus 1 ca fiind x minus 1 la pătrat plus 2 și știau suma pătratelor rapid. Iar alții au luat un muncitorești, FD1, făcut 2, FD2, făcut 3, FD... 3, 6, 9, nu știu ce acolo, FD9, cât i-au fi dat voi acolo, FD10, și în final, numele celor l-au adunat și a ieșit și el la și a ajuns la cât? 305. Dar una este varianta de lucru muncitorească, pe culoarea acela, și alta e cu subtilitatea să strângi și te duci repede. S-a făcut separații repede. Consumul de timp a fost mult mai mare pentru varianta aceea muncitorească. Da. Da? Deci de aceea matematica presupune să analizezi niște chestii, să te prinzi. Da? Da. Dar cum te prinzi? După mult antrenament, să se mergem bine. Așa. Mergem mai departe și să vedem ce chestiune mai ai acolo. Da? Deci primul ghișițiu, prima chestiune frumoasă. Deci pe Alexandru și pe ăștia nu se uită la Profonar TV? N-ai idee? Nu știu. Nu le-ai spus? Ba, i-am spus cum să nu le zic. Din prima zi de atunci, nu v-am zis că s-au uitat Vlad și Vlad 1 și Vlad 2 și au zis că se vede foarte fain. Da? V-am zis de atunci, le-am zis din prima zi. Da? Cum... Nu mă fain, n-am reținut. Dar dacă se uită acum, nu știu. De știut, știu. Știu că la ora asta... Știu exact de atunci. Păi e scris chiar pe... Da, am văzut, am văzut, dar m-am uitat. Da. Și am văzut că scrie că de la ora 5 începe. La 5 începe. Noi am plecat mai alu la 5 jumate, 6 fără ceva, pentru că încă am treabă foarte mult în apicultură. Am zis 5, poate să modifici chestii, se vorbește de asta. Așa. Calculați un modul, un număr complex. Deci Z e egal cu radical din 7 plus 2i supra 2 minus radical din 7i. Modul din Z egal cu 5. Radical din partea întreagă. Partea nu partea reală, așa. Da, și partea imaginară, nu e aranjat. El nu e aranjat ca parte, nu e parte, nu e parte. Da, nu e parte. Să-l aranjăm. Să amplificăm. Așa. Conjugat. De Z egal cu radical din 7 plus 2i totul supra 2 minus radical din 7i
egal cu, înmulțim și sus. 2 plus 7, radical din 6. Și devin radical din 7 plus 2 din, pe lângă 2 minus, 2 plus, 2 plus. Radical din 7 ori din, supra, da? Jos deodată, a la 2 minus pe la 2. Adică? 4 minus 7 ori pătrat care e minus 1. Plus. Plus 7, nu? Da. Și egal munci în sus. 2 radical din 7. Da. Plus 7i. Plus 7i. Plus 4i. Plus 4i. Și minus 14. Minus, deci 14, că e 2 de 4, 7, adică 7. 2 radical din 7. Totul supra 11. Da. Și egal cu? Egal. Minus 2 radical din 7 cu 2 radical din 7. Da. Va fi 11 i. 11 i supra 11. Care egal cu i. Nu? Da. Și care se scrie 0 plus 1 ori i. Și atunci modulul din Z va fi egal cu? Radical din 0 la pătrat. Radical din 0 la pătrat plus 1 la pătrat. Care face 1. Terminat, ești. Ce a fost aici? Ce a avut autorul ei? Dar dacă când să aranjăm. Dacă știți, ar ajunge ca un număr complex sub formă algebrică, da? Da. Să mulțim cu conjugata și pe urmă să știm, dacă știm modulul cu cine este egal. Radical din partea reală la pătrat plus partea imaginară la pătrat. Asta a fost. Nimic deosebit. Dacă s-ar da așa și la BAC. Acum... O scăzut de foarte mult pretenții la BAC din cauza nivelului scăzut. O coborăște tacheta de disperie. Așa la capacitate. Chestiuni foarte simple. Asta e soluția. Neamabând, nu mai avem pretenții. Pe urmă, rezolvați ecuația. 16 ori logaritm pătrat în baza 9 din x minus 3 logaritm în baza 3 din aici nu mi-e clar. Dați-mi să văd. Din x minus 1. X minus 1 paranteză? Da. Păi, adică nu e în logaritm în baza 3 din x minus 1. Da, păi aici mă scot de mână. Egal cu cine? Cu? Egal cu 0. Egal cu 0. Asta e varianta 1, nu? Nu știu ce variantă. Varianta 1? Da, da. Ia mai repede pe data acolo, da. Unde se știe. Da, da, da. 3 din x minus 1. X, da, și minus 1 în afară. În afară, păi da, ți-am zis că mai am dat peste cap o chestie. Deci, 1 în afară, că altfel era, știu, foarte dificil. Așa când e minusul în afară, e la îndemână, da. Pentru că ce ai de gând să faci? Să scriem logaritm în baza 9, acela în baza 3. Trecem în logaritmul în partea cealaltă. Nu, nu, nu. Să apare la clasă în gradul 2, tot. Asta e logaritmul baza... A, peste tot, ce nu dăm conte. Te, și banal. Da. Foarte banal. Dar dacă ai fost argumentul x minus 1, gata, intram în ceață. Da. A fost foarte, foarte dificil. Chiar așa. Ce aș fi făcut? Așa mai lucrăm? Hai să lucrăm. Deci cât ar fi aici? Echivalentul. Hai să scriu sus. 16 logaritm în baza 9, logaritm pătrat, minus 3 logaritm în baza 3, din x minus 1 egal cu 0, da? Da.
Condiții. Condiția ca x să fie... mai mare strict decât 0. Da. X aparține doar 0 la plus infinit. Și? Să luăm pe primul logaritm, să trecem în baza, crezi? 3. Logaritmul vorbește. Logaritm baza 9 din x va fi egal cu logaritm baza 3 din x supra 2. Bă. Și înlocuim acum și vom avea 16 ori logaritm baza 3 din x supra 2 totul la pătrat minus 3 logaritm baza 3 din x egal cu minus. Sau o lăsăm cu minus, nu egal cu 0. Da. Avem logaritm baza 3 din x. Cum tot. Și devine 16 ori t pătrat 4 minus 3t minus 1 egal 0. Simplificăm. 4 cu 16 și vine 4t pătrat. Da. Minus 3t minus 1 egal 0. Da. T1, 2. Egal cu? 3 plus minus radical din 9 plus 16 supra 8. 8, nu? Da. 3 plus minus 5 pe 8. 8 pe 8, 1. Da. T1 egal cu 1. Și T2? T2 egal cu minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Întoarci la substituții și anume? Odată logaritm baza 3 din x egal cu 1, rezultă că x egal cu 3. Da. Și logaritm baza 3 din minus 1 cu 4. Nu, logaritm baza 3 din x egal cu minus 1 pe 4. Și atunci x-ul va fi egal cu? Radical de... 3 la minus 1 pe 4. Aha. 3 la minus 1 pe 4. Adică egal cu 1 pe 3 la 1 pe 4. Adică egal cu 1 supra radical din 4 din 3. Da? Și dacă vrei, raționalizez acolo și mulțim și sus jos cu radical din 4 din 3 la a 3-a. Și faci radical din 4 din 27 totul pe 3. Că scăpăm de radicalul jos. Spuneam că ar fi fost exercițiu foarte dificil dacă am fi avut ceva din urmă. O insulență a fost în paranteză. Da, să vedem dacă ne-am fi descurcat. Deci dacă ar fi fost 16 logaritmi în baza 9, așa, din x. Minus 3, logaritmi baza 3, din x minus 1. X minus 1. Egal cu 0, da? Da. Dacă ar fi fost așa. Ar fost foarte dificil, spuneam. Ducem pe 3 logaritm în partea dreaptă. Și rămân 16 logaritm pătrat în baza 9 din x. Egal cu 3 în baza 3 din... 3 din x minus 1. Trecem în baza... Asta e trecut-o din baza 9 în baza 3. Și ar fi fost 4 logaritm pătrat. Știi bine, nu? Da. Nu se simplifică acolo. 4 logaritm pătrat. În baza 3 din x egal cu logaritm în baza 3 din x minus 1 pe la 3, da? Da. Și? Păi l-am... nu l-am. E logaritm pătrat ăsta mai. Da, asta mă gândeam și acum. De spate de mână. Deci e logaritm pătrat, e pe logaritm simplu. Dacă ar fost simplu... Așa 4 aici, am zis 1 pe 4, nu se mai duce sus. Logaritmul ar fi fost simplu, merge, dar așa nu mai merge. Da. Eu spuneam că este imposibil, de aceea spuneam că mai redus la tăcere. Că nu dai seama ce poți să faci. Într-adevăr, e dificil așa, da? Haide să ne ducem la următorul. Ce spune următorul exercițiu? 4. Că numărul tenor rațional al dezvoltării
deci se dă binomul, hai să scriu aici, radical din 3 plus 2 radical din 3, 2 radical din 3 din 2, cred. Din 2, tot la 100. Numărul termenilor raționale rezultă numărul termenilor raționale. Sănătate. Da, mulțumesc. Sunt 101 termeni, nu? Da. O parte din ei nu mai au radical. Și vrem să-i aflăm pe toți acei care nu mai au radical. Da. Scrie formula termenului general. Vorbește, te rog. TK plus 1 egal cu combinări de 100 la TK, radical din 3 la 100 minus K, ori 2 radical în C3 din 2 la K. Ori 2, radical din 3 din 2, la K. La K. Și egal cu combinări de 100 la de câte K, ori 3 la 100 minus K supra 2. 100 minus K supra 2. Ori 2 la... 2 la K. A, ori 2 la K pe 3. 2 la K pe 3. 2 la K, 2 la K pe 3. Da. Și dacă l-am și adun aici, adică 2 acela nu mă deranjează. 2 la K pe 3 mă deranjează. Da. Ar zice egal mai departe cu combinări de 100 la adică de K. Ori 3 la 50 minus K pe 2 minus K pe 2 ori 2 la K, ori 2 la K pe 3. E, ca să nu mai fie cât să fie K, încât să sunt 4 la 2 și că nu și la 3. 6. Multiplul de 6. Multiplul 6. Să scriem deci, K pe 6 pe K. Deci K trebuie să fie K egal cu 6 pe. Să vedem K. Da. K este cuprins între 0 și 100. K este cuprins între 0 și 100. Atunci deci, 6 pe. Poate spune că 0, mai mic egal decât 6 pe. 100. Așa, puțin prin 6. Exact. Și echivalent, poate spune că 0, mai mic egal decât P, mai mic egal decât 50 pe 3. 100, 50 pe 3, da. 50 supra 3. Cât face 50 pe 3? Face o dată și apoi în 20 de 6. 6,6 milioane, nu? Da. Deci, luăm pe 16, cum ar fi. Partea întreagă, da? Deci, P aparține de la 0. P cuprins în... Între P aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2, până la 16. Câți termeni sunt? 17. 17. Deci, câți termeni? Numărul termenilor raționali? Răspunsul? 17. Adică, pentru P egal cu 0, rezultă K va fi 0. K egal cu 0, da? Da. Pentru P egal cu 1, K. K va fi 6. 6. P egal cu 2. K va fi 2. Adică aici T1, T7, 7. K egal cu 12, da? 12. P 13 și așa mai departe, vezi pe toți, 6-17. Da. Da? Așa. Vezi timpul? 45 minute. Da. Lăsăm la 50. Deci, în ce chestii avem, dacă în 5-6-7 minute putem face? Zice... să dau punctele de coordonate A,
de coordonate minus 1 și 2 radical din 3, dar o putem rezolva. B de coordonate 0 și radical din 3. Și C de coordonate A și 0. A egal cu cine? Cine este valoarea lui A? Cât este valoarea lui A? Așa încât, A, B, C, coliniare. Cum facem? Păi sunt coliniare dacă aria triunghiului este 0. Sau determinantul e 0, da. Deci, coliniare dacă și mai dată. Determinantul minus 1, 2 radical din 3, 1 și 0 radical din 3 și 1 și A, 0, 0, 1 e cam cu 0. Ce te-a determinat? Minus radical din 3, nu? Da. 0. 0 plus 2a radical din 3. Plus 2a radical din 3. Minus a radical din 3. Minus a radical din 3. Și atât. Și 0, da? Egal cu 0. Adică, de parcă aș spune că minus... A minus radical din 3. Deci A radical din 3 minus radical din 3 se fie 0, da? Da. Adică împărțim radical din... Împărțim radical din 3, deci A egal cu 1. Sunt coliniare, dacă și mai dacă au este 1. Așa. Și calculația B și A și C, știind că A de coordonată 2, 1, hai să facem și pe ăsta. Deci, se dau A mare de coordonate 2, 1, B mare de coordonate 6, 4 și C de coordonate 5, și respectiv minus 3. Și atunci, calculați vectorii AB, AB, și ori AC. Ori AC. Ori AC. Așa, cum o zic cu AC. AB ori AC. Mai întâi să punem vectorul AB, să-l exprimăm. Egal cu XB minus XA. Ori I, vectorul I, da. Plus Y, B, B minus Y, A, A ori vectorul J. Și gata. Deci, X sub B, 6 minus 2, 4 I, așa e? Da. Și 4 minus 1, plus 3 J. A, B. AC este egal cu, ne uităm la A și la C. X, C. 5 minus 2 deodată, da? 3I. 3I. Minus 4J. Vector. Da? Vectorii... Uite, vectorii direcțiilor. Și acum, AB ori AC. AB. Ori AC egal cu 4i plus 3j pe lângă 3i minus 4j și egal cu 4 ori 3 12 i pătrat minus 4 ori 4 ij, da. Deci minus
16. 16 i. 16 i plus 9 i j. 9 i j. Și minus 12 j pătrat. Minus 12 j pătrat. Egal cu i pătrat este un i pătrat, de felul i pătrat înseamnă i ori i. Și este egal cu modul de i ori modul de i, modulul celor doi, cos în sumă dintre ele. Cos de între i și i, care e 0. Cos de 0 este 1. Și face 1 ori 1 ori 1. Deci este 1. Iar i ori j, în modul de i ori modul de j, ori cosul sunt dintre ele. Și i și j sunt perpendiculare. Atunci? Cosul 90 de grade este 0. Da? Și atunci i ori j ăștia, ei nu trebuia să mai scriu. Și face 12 minus 12. Face da. Că și j, în pătrat, e tot 1. Deci, în final, a, b ori a, c este egal cu 1. Da? Oprim ca să...